gata rețeta lui Iulian Olaru. Trebuie să chemăm alături de noi să discutăm, dar mai ales să degustăm cu un profesionist, Răzvan Popescu. Băi, măcar în asta să fiu profesionist sau să fi fost profesionist. Salutare. Hai, ce avem aici? Hai, văzut, mă? Deci eu sunt prietenul tău și din acest motiv te-a trebuit zile la mâncare. Mă. Hai, uite, intră acolo după cameră, după cameră. Aici? Uite, bagă-te acolo. Așa, domnul Iulian, laudă-te acum și să guste Răzvan, care vorba aia, el le-a văzut pe toate. Știi care... N-am pus palinca, să ne înțelegem, e doar uleiul care l-a lăsat pulpa de rață la cuptor. Și aici, ăsta e usturoi? Ăsta e usturoi. Hai că domnul pricep eu. Asta e, știi care e problema? Nu sunt cea mai bună alegere pentru degustat în nou context. Dacă mă chemai acum o lună jumate, asta ți-o trăgeam pe nas. Adică dispărea. Făceam magie, știi cum? Te uitai la mine. Vino și te ajut. Da, vino încoace. Făceam magie. Așa sunt la nivelul la care pot să gust. Am luat o gură mai rezolvat. După cum observ, am făcut un preparat foarte bine. După cum vezi, și el a făcut un preparat pentru tine. Adică n-a băgat vreo haltă. Așa, legat, o foarte echilibrat. O de asta nu pot să mănânc. Nu? La momentul ăsta. Dar o gură să mănânc. O gură iau, da, clar. Deci avem pulpă de rață, una este gătită cu legume mexicane, da, flambate, iar aici am aceeași pulpă de rață servită pe un pat de un dovlegel în două consistențe diferite, unul galben, unul verde, care a fost blanșat. Pe un pat blanșat. Băi, și albastru nu are, albastru. Da, calibrat. Reinterpretat. Da, blanșatul e ăla pe care îl pui la rece ca să-i dai o culoare, da, vie. Se creează un șoc mic, da, exact. De la cal la rece, el păstrează până la 90% din proprietăți, culoare, gust, absolut tot. Și rămâne foarte al dente. Stai să las microfonul. Al dente. Al dente, adică e puțin fiert, nu? Ține microfonul, fie o gazdă bună și lasă băiatul să guste, ia da? Să vedem. Și acolo este și usturoi, doamnelor și domnilor. E pasiunea mea. Omul nostru de la radio trece la treabă, ia să-l vedem. Ia, acum să te văd. Trebuie să faci o furculiță echilibrată. Păi și tu, încep să arunci cu farfuriile pe aici, da? Da, gata. Ce mizerie asta! Da. Mizerie! Dar stai că nu pot să iau echilibrat, iau două guri și mai... Ia. Rața e o carne destul de ațoasă, ea de fel, dar nu știu ce ai făcut, că ai făcut-o foarte... I-am pus foarte multă pasiune în a găti, am vorbit cu ea, am zis, te rog frumos, nu deci mă pot de rătați în emisiune, că avem invitat special. Am vorbit cu rața și am mai lăsat și la rața de la ea, știi? Adică a zis, bă, impecabil. Da, bravo. 4. Deci, foarte bine. Puteți să-l lăsați să vină și să 4 stai jos. Păi eu până la 5 o scuruți, să-l aducem și nou sezon. Că e ce trebuie. Tu să vii că el mai vine. Păi asta zic, mai vin și eu. Hai, auzi ce mi-a zis, mă, 4 stai jos. Hă? Și că 4 păi stai la jos. 5 e cea mai mare notă. El e pe sistemul vechi de notare, ăla. Nazistule. 5 e cu știi ăla, da? Unde 5 la hotel 5 stele. Mă întorc la tine, da? Hai la loc. Da, mare albastră, se întoarce Răzvan Popescu, doamnelor și domnilor, prietenul nostru care după cum se știe, este o voce foarte, foarte iubită a radioului. Pe de altă parte, l-ați văzut și în diverse formate de televiziune. Este, are și un naș de așa natură care este fratele nostru, Dan Negru. Norocul nașul, alb. Pe de altă parte, însă, Răzvan este un om care și-a arătat voința de mai multe ori, în momentul în care a scăpat de multele kilograme în plus. Acum însă s-a hotărât să treacă la o altă soluție. Din acest motiv, tocmai a scăpat de 22 de kilograme. Da, e tendința asta să numeri chilele. În cazul soluției pe care am găsit-o eu. Nu contează câte chile ai, contează cum stau pe tine. Corect. Da. Dar dacă stau bine, pot să fie și 100, nu e o problemă. Da. Și, am văzut femei corpolente, dar foarte fermecătoare și uscături. Și fără vergeturi. Imposibil de înghițit. Vergeturi acum, de vergeturi am venit să vorbim. Nu, aia cu vergeturile la final, pentru că te-am citat săptămâna trecută când am discutat despre domnul Bucnici, care știi că azi a dat un comunicat de aceea. Am văzut și declarația lui. N-aș vrea să mă arunc să comentez, dar... Și-a cerut scuze, omul. Da. Cum se spune pe românește, tardiv de târziu. Ar fi fost bine ca, numai că dintr-un traltele, dacă și-ar fi cerut scuze ca prima reacție. După două săptămâni de castane... Da. Adică ar fi fost mult mai vertical din partea lui să rămână pe poziția inițială, pe care prima lui reacție a fost cu totul alta. După care presiunea mediatică, din punctul meu de vedere, puțin exagerată, că la urmă stai, au făcut o declarație nefericită, au sărit tot spel, ok, am înțeles. Faptul că și-a cerut scuze după toată presiunea asta arată și o lipsă de după verticalitate. Două săptămâni. Exact. Adică da. Dacă o făcea imediat, domnule, am greșit, dar după aia a vorbit gura fără mine o dată, de două ori sau de trei ori.
Și minora a vorbit și ea gura fără aer. Când, știi cum e, toți le avem păcatele noastre. Păcatul zis și mărturisite pe jumătate iertat. Am zis și în postare, nu e cea mai fericită declarație pe care putea să o facă cineva. S-a făcut mai mult tam-tam decât trebuia din punctul meu de vedere. Într-o țară în care a face mișto despre oamenii altfel, ochelariști, grași, etc., e un spor național. Da. Adică, din copilărie, dacă erai un copil puțin mai gras, trebuia să suporți tot felul de glume, se întâmpla ca cei care nu sunt neapărat puternici emoțional să se simte excluși din anumite grupuri doar pentru că au niște kilograme în plus. Eu sunt un fost gras, am fost pufos și când eram mic, gras omega, diverse chestii de genul ăsta. Grasul contrabasul mătură cu nasul, obezul, sunt o groază de glume. Cum treceai tu peste ele? Păi mine recunosc că puțin atunci mă afectau, în sensul care mă simțeam exclus, dar mă rog, până la urmă treceam peste asta. Nu, erau momente în care mă afectau, dar pe de altă parte, având norocul ăsta de a fi foarte sociabil, da, nu m-am simțit exclus din grupuri. Dar clar am căpătat o lipsă de încredere în mine. O lipsă de încredere care a fost continuată și în adolescență, inclusiv în relaționarea cu fete. Eu n-am avut niciodată curajul să mă duc să agăț o fată, știi cum era termenul ăla. Pentru că mi-era teamă că voi fi refuzat și că clar nu se uită aia la mine pentru că sunt gras. Și am mai povestit cu alte ocazii, am avut o surpriză la un moment dat, după niște ani de la terminarea liceului, m-am întâlnit cu o colegă de liceu. Noi am făcut liceul la Oman și erau multe fete în clasă. Și am întrebat, auzi mă, dar îi plăcea vreunei fete din clasă de mine? Și la care mi-a zis, da, mie mi-a plăcut de tine. Da, și am zis, ia uite-mă, nicio secundă nu m-aș fi gândit că i-ar fi fost vreo fată în clasă care ea să-i placă de mine. Da, știi de ce? În primul rând, părerea mea, asta eu întotdeauna am observat, oamenii cu mai multe kilograme sunt mai joviali. Și... păi trebuie să compensezi, trebuie să intri în grațiile celorlalți. În general am observat chestia asta. Să stai cu grăsuții de vorbă, ca zic așa, e foarte mișto, că au umor, sunt foarte sociabili, sunt în general băieții simpatici, ai găștii. Aia care sunt musculoși, pentru că uneori sunt și puțin mai arogați, unii dintre ei. Da. Ori grăsuțul întotdeauna ăla cu care te distrezi, înțelegi? Adică nu de el, cu el. A și grăsuța, a zis și grăsuța, nu doar grăsuța. Da, grăsuța, da. Pe toți. În aceeași... Băi, deci, am avut colegi de serviciu de alea care nu erau silfide. Băi, dar era sufletul petrecerii, ca să zic așa. Asta zic, de asta mi s-a părut declarația lui Bucnici cel puțin neinspirată. Nu, e puțin ipocrit să faci din țânțar armăsar în condițiile în care știm în ce societate trăim. E ca și cum s-a adunat, a fost un paratreset pentru toate miștourile că te-am citit când vorbeai, de tine, de Oana Roman, de Oana Lis, care... Pe Oana Roman, dacă n-a înghițit săraca la glume, băi, și toată lumea crede că e deșteaptă făcând glume despre chestia asta, care mi se pare o creștinătate. Problema știi care e? Că glumele, la un moment dat, nu sunt originale, sunt repetitive. Și când auzi o glumă de 100 de ori spusă de 100 de oameni, aceeași glumă, la un moment dat chiar te saturi de ea. Nu, și granița dintre umor și grobianism se pierde aici. Adică, adică să fii nesimțit e foarte ușor în zona asta. Bun, tu acum ai ales să... Da, acum o lună și vreo două săptămâni am intrat pe mâna echipei domnului doctor Copăescu. Așa. M-a operat un medic fabulos, uman vorbind. Știi că despre asta e vorba. Eu nu-s cu topilă, îl salut, nu se uită că e în vacanță. Așa. Și am ales soluția asta în ideea în care am avut oscilații de greutate. Am slăbeam până la 90 de kg, nu mai mult, n-am reușit niciodată. Țineam niște diete. Biblia dietelor. Da, sunt doctorul dietelor, adică știu orice... Nu sunt doctor așa la asta, că ai putea să-ți iei. Cel puțin la practic, la proba practică aș fi... Da. La... O să faci studii comparate despre dietă, să zici, ai așa, ai așa, ai adică așa. Știu, am ținut, de când mi-am dat eu seama că e o problemă cu chilele, am ținut toate dietele din lume, am avut norocul să cunoști niște oameni care m-au învățat despre cum se ține cu adevărat o dietă, numai că de fiecare dată când apăreau anumite momente nu tocmai liniștite în viața mea, că toți avem în viață momente în care suntem în niște stări nu foarte confortabile, se ducea orice dietă și ieșuam în mâncare. Chiar, că țin minte că noi am vorbit în diverse faze în care făceai ori una, ori alta, ajungeai la rezultate, le vedeam cu ochii mei. După care, nu ne vedeam tot timpul, după care te revedeam. Deci, practic, de fiecare dată tu apărea o stare emoțională și atunci scăpai boi. Da. Și apare și o stare de confort. Eu, ca să ajung la chilele alea, presupunea...
lângă restricții de la mâncare, iar în viață ai văzut, mâncare în toate. Adică da. Mâncarea nu mai e despre a supraviețui, e un fenomen social. Și oriunde te duci, ești înconjurat de tarabe cu tentații, mergi la o petrecere mâncare, mergi la o zi de naștere mâncare, mergi la un parastasie mâncare, peste tot e mâncare. Și nu orice fel de mâncare, te duci la o petrecere cu copii, ce se găsește? Pizza, cartofi prăjiți, dulciuri, șnițel, dulciuri. Bă, deci toate unele după altele și te gândești, bă, tu ești dușmanul copilului tău sau nu? Ce faci? Îi dăm o pizza lui ăla mic. Dar după aia, mai târziu, când vezi că dă intoleranțe la aia, la aia, la aia, la aia, păi nu de ce? De unde. Păi dacă ai băgat toate prostiile în el. Și atunci, fiind și un tip pofticios, adică și vulnerabil în zona asta, că nu te îngrași cu aer, adică trebuie să mint acum, să zic, danele, eu nu mâncam și mă îngrășeam. Evident că nu se întâmplă asta. Am zis să dau ajutorul ăsta, având validarea unor diete, știu cum ce înseamnă să te abții. Unde crezi că o să ajungi? Că de obicei se slăbește drastic. Sunt câteva exemple celebre de la Raluca Bădulescu sau alții. Raluca Bădulescu acum este, mie mi se pare că a ajuns foarte prea slabă. E foarte slabă, da. Raluca Bădulescu e un exemplu. Știi, pe mine nu mă interesează unde o să ajung, mă interesează să nu mă mai întorc. A slăbit un om, Raluca Bădulescu. Da. Pe mine mă interesează să nu mă mai întorc la chirele alea, nu unde o să ajung. Că de ajuns voi ajunge. Dar unii evident. Care au făcut această intervenție au pus la loc. Da. Este o chestiune de disciplină. E o chestiune de a nu forța, stomacul ăla, care se va atunci, mări. Probabil că tu trebuie să lucrezi și aici și la cutiuță. Da. Păi dar la sală? La sală, mișcare? Mișcarea o făceam, eu sunt disperat cu sportul, adică sunt genul care joc squash, alerg, asta nu e o problemă, sportul îmi place. Nu, știi care e problema? Că de asta lucrez și cu capul și cu lacătul, că eu am un lacăt în stomac. Eu mă stator acum, eu am mâncat gura aia de carne, o simt mega suficientă. E foarte tare, zic, de asta tu trebuie să lucrezi și după aia luăm publicitate. De fapt, hai după publicitate să aflăm care va fi metoda prin care Răzvan va reuși și mental să coordoneze șoricelul ăla rău, chiț-chiț, care apoare, și care zice, uite, dar iei tu o gură. Așa, dar ce mă contează că e o gură? Un vârf de unghie. Păi nu contează dacă e o gură, contează să nu ieși pe a doua. Păi nu, asta e problema, că de la o gură începe alta, că nu o fi foc. Nu o fi foc, publicitate. Și domnule, suntem împreună cu Răzvan Popescu. Întrebarea este, de exemplu, momentul în care eu m-am lăsat de fumat după vreo 15-20 de ani aproape de fumat, a fost momentul în care a venit într-o zi chiar Oana, soția mea, și din urma unei discuții mi-a zis, bă, îți folosește la ceva? Ai câștigat vreun ban? Crezi că o să ajungi undeva? Păi și de 14 ani s-a terminat treaba. Rolul femeii, rolul soției în viața ta în chestia asta care este? A întârziat decizia, pentru că eu m-am gândit de acum vreo 5 ani la treaba asta. Și ea n-a fost de acord. A zis că nu, că mi-e frică. Eu știu ce probleme pot apărea. Uite-l pe Daniel Onoriu, care era să dea cos. Da, nu știam de el atunci, acum 5 ani, că povestea cu Daniel Onoriu e de acum un an. Da. Problema lui Daniel Onoriu, din punctul meu de vedere, e cauzată și de faptul că a ales să opereze în Turcia. Sunt mai mulți oameni care vin cu probleme din Turcia. Și asta pot să întreb medicii care se ocupă de zona asta și o să-ți spun. Nu știu exact, asta e... Asta, mie mi-au spus oamenii. Avem, nu e o, adică nu e un număr atât de mare, nu vreau să sperii acum, nu e un număr atât de mare de oameni. Nu că să nu vă duceți în Turcia, nu facem antire. Exact. Oameni și dar oameni. Nici nu. Oameni dar oameni. Urmăriți cazurile. Dar sunt situații în care, deși în România nu s-a întâmplat treaba asta, din Turcia mai vin oameni cu probleme. Bun. Iar ea mi-a zis în felul următor. Adică te zicea mai bine să fii grăsus decât operat. Da, pe ideea. După care am luat în calcul, a realizat că obezitatea și chilele în plus vin, că m-a luat de bărba, mă place cum sunt, trecea peste problema asta. Dar problema chilelor vine și cu un pachet de alte probleme. Tensiune, hipertensiune, posibilitatea de a face diabet. Și etică, știți foarte bine problemele asociate cu lezne, tendoane. Da, da, da. Foarte tare. Tensiunea exista, adică aveam tensiune mare. Acum ți-ai mai revenit? Da, da. Cu tensiunea sunt în parametrii optimi. Aproape optimi. Am înțeles. Adică 12, 13, pe acolo. 11 am înțeles că e de aviator. Urmează. Am înțeles. Da, doamnelor și domnilor, mâine poi mele îl vedeți pe la bungee jumping, pe la chestii poate de genul ăsta. Poate săritură cu din avion. Da, dacă vrei să... Noi aici
avem parașute în sensul în care se sare cu parașuta, parașuta, înțelegi? Să nu se sară calul, în rest cu parașuta se poate sări. Da, asta cu calul, am sărit o perioadă, nu ne mai interesează, am consumat și această experiență, acest experiență. Sport extrem. Foarte tare, doamnelor și domnilor, prin urmare, acesta este... Bă, aia, deci este un clișeu care mă taie familia la lingurică. Da, spune. Aceasta este cea mai bună versiune a, a mea. Păi, ești, asta mor când aud chestia asta. Frățioare, e, tu evoluezi în, în fiecare zi este o altă versiune a ta, știi? Dar mai bună sau mai puțin bună, mai bună se știe. Mai puțin bună, dar eu întotdeauna vreau să fiu, da, logic, dar, bă, da, de mâine vreau să fiu mai bou, știi? Da, exact. Prea merg. Nu sunt prost suficient, vreau să fiu și mai prost. Exact. Da. Doamnelor și domnilor, nimeni altul decât Răzvan Popescu într-o nouă etapă a vieții lui, să fie bine. O să-l mai chemăm la emisiune când o să fie slab, slab, scovergă, așa, că a zis că o să ajungă la 70 de chile și o să-i pun celebra întrebare care mi-a fost pusă și mie. Care? Ai slăbit? Ai slăbit că ai vrut? Da. A? Auzi, cea mai, una cea mai bună glume despre mine, gras, am văzut-o acum niște mulți ani în ziarul Click, scria Răzvan Popescu tras printr-un tunel. Apropo, glumele, glumele bune despre mine, gras, mi-au plăcut întotdeauna. Însă alea extrem de facile și pusere să mă enerveze. De ce nu? Ce-ți mai place shawarma? Da, 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 da. Eu, apropo, nefiind un mare mâncător de shawarma. Da, bine, asta e un clișeu prost. Dar mai e shawarma vegetală, adică da, nu este doar... Nu, shawarma vegetală e chiar foarte bună. Vezi că am cunoscut dragi vegetarieni de Night Wire. Exact. Deci, pentru că o combinație de cartof cu carbohidrați și cu... Sunt bombă caloric. Bombă. De multe ori, eu, de, foarte multe diete le-am ținut și am avut rezultate mâncând proteină. Cu carne, cu grătar, nu o să te îngrașe niciodată. E adevărat. Dar nici cu colesterolul nu o să stai... Depinde ce carne mănânci. E adevărat. Iar salata pe care o pui cu grătarul, că am zis carne cu grătar, era grătar cu salată, da, iar salata te ajută să îți echilibrezi prin fibră. E adevărat. Omul nostru e doctor. Ceea ce nu mâncăm noi de obicei este carne de tun. Că nu ne place carne de tun, că nu e bine. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, a fost Răzvan, urmăriți-l la radio. Acum e foarte bine să mergem la un drift, că tot ne-a plăcut riscul și adrenalina astăzi.